Hai să îți zic de la început, da? Ca să ne știm din ce în ce mai bine. Asta vreau. Bun, Doamne ajută. Eu nu cânt. Nici ureche muzicală nu am. Deci nu știu practic de ce am venit. Nu știu de ce m-ai chemat. Știi vreo melodie de Rufeli? Nu, nu știu nicio melodie de niciun fel de la nimeni. Horia. Altă întrebare. Piesa este una cântată în New Orleans. When the Saints Go Marching In. Oh, when the Saints... Nu pot, mi-e frică, nu. Nu, și e grea, Horia. Uite ce frumos m-am auzit, e grea. Piesa preferată de la Pink este... Family Portrait. Deci... Și poate la un viitor podcast o să și cânt. De ce zâmbești? Nu înțeleg de ce. Care ar fi definiția ta pentru Gianina? Cine e Gianina? Nu mai vin, domne, la nu mai vin. Zarița zanga, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto. Pune, eu vin la Vocea României, la blinduri. O să vă întoarceți cu toți. Hai anul ăsta. Gianina poate. Gianina poate. Mi s-a dat... Așa, ți s-a șoptit, da. Da, mergem. Voi trei fetele și... Da, avem gașca fierbinte. Dar pe de altă parte, iubiții. Așa. Au voie să se ducă undeva? Nu. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la tine, dar văd că nu e. Tot timpul în casă când e Vocea României, eu cânt mai tare. Tu erai cea care din familie juca al naibii de mult fotbal. Dacă mi-a zis când Maradona și... Da, serios, mi-a zis Maradona Gelgă până la 20 de ani. Dar sincer, nu mi-a zis niciodată Anca. Maradona a fost... Te dai că mi-a și-a dorit foarte mult, având în prima căsnicie o fată, când a aflat că maică mea e gravidă, a zis, clar, e băiat, clar, fotbalist îl fac. Tu ce muzică ascultai când era mică? Irina Login ascultam foarte mult. Da, aveam Irina Login și Roxette. Cu asta am crescut, Irina Login. Doamne și domnilor, bine ați venit. Din repertoriul artistei Pink. Foaie verde, maghiarană, m-a făcut mama oltean, măi. Hai să vezi ce plec eu cântând, las geamurile la mine. Știi de ce o să fiu? Pa!